Școala a avut alocate pentru salarii 432.000 de lei la începutul anului, dintre care s-a cheltuit 427.000 de lei, a rămas 5.000 de lei. Este situația cu care se confruntă primarul din comuna prahoveană Salcea. El spune că a rămas fără bani și nu are de unde plăti salariile dascălilor. S-a făcut solicitare să mutăm banii din trimestru 4 în trimestru 3, ceea ce am și realizat. A rămas descoperiți în trimestru 4. Greu în condițiile în care bugetul anual al comunei este de aproape 1 miliard de lei vechi. Dintre aceștia, 100 de milioane merg pentru decontarea navetei celor 12 profesori navetiști. Îi rog din suflet să ne înțeleagă și să vină în continuare, pentru că noi iubim ceea ce facem și venim pentru copii, că financiar nu avem așa satisfacții foarte mari. Și nu doar această primărie are probleme cu banii pentru salarii. Conduc comuna la Poșina în 2012 și nu ne-am mai confruntat niciodată cu această problemă. În trimestrul 2, dat fiind sumele insuficiente, am solicitat la finanțe redistribuirea, respectiv diminuarea sumelor din trimestrul 4 și majorarea sumelor din trimestrul 3, ca să achităm salariile profesorilor, iar la momentul de față, trimestrul 4, nu mai avem sume. Mai sunt și administrații locale care s-au pus la adăpost în această privință. Spre exemplu, în comuna Apostolache, bani pentru profesori sunt, nu însă și pentru plata salariilor angajaților din primărie, odată cu celebra majorare a lefurilor. Putem să spunem că la acest moment noi stăm bine. Probabil, nu știu, în funcție de calcul cost standard elev. Deci, noi nu am avut probleme cu privire la plata drepturilor personalului din învățământ. Deocamdată nu avem probleme. Pot să spun că nu. Anumite surse spun că Agenția Națională de Administrare Fiscală ar fi virat sumele necesare pentru plata salariilor dascălilor către primării încă de pe 5 octombrie. Acum, doar primarii sunt cei care trebuie să lămurească modul în care au gestionat fondurile. Altfel, dacă banii au fost redistribuiți către alte sectoare, riscă să fie sancționați.